Concursul Eu vreau să-mi cunosc drepturile este adresat elevilor școlilor de pe raza orașului Mioveni din clasele 5-8. Competiția este lansată de centrul Europe Direct Brăila, iar cei interesați se pot înscrie până la sfârșitul lunii februarie. Promovarea drepturilor copilului, conștientizarea elevilor cu privire la drepturile acestora, dezvoltarea creativităților, stimularea spiritului de observație al elevilor, dezvoltarea spiritului de echipă și de competiție. Regulamentul concursului și fișa de înscriere se pot găsi la Centrul de Informare Europa Mioveni. Așteptăm școlile participante, trebuie să aibă o echipă formată din 5 membri și să vină să-și ia regulamentul și să citim fiecare pas cu atenție ca să știm despre ce e vorba. Acest eveniment va fi urmat de Ziua Mondială a Francofoniei. Urmează Ziua Mondială a Francofoniei. Prin această sărbătoare, Centrul de Informare, împreună cu Centrul Cultural, Casa de Cultură, toate instituțiile din orașului Mioveni, organizează Ziua Francofoniei, o manifestare culturală care este adresată tuturor francofonilor și francofilor din oraș. Scopul nostru este de a reanima acest spirit francofon. Un alt eveniment important organizat de Centrul de Informare Europa Mioveni va fi Ziua Mondială a Pământului, marcată pe 20 aprilie. Acesta se va desfășura sub sloganul „Ai grijă de orașul în care locuiești, că acest oraș este și casa ta și a celor dragi ție”. Lansăm un apel către cetățeni ca în orice moment să conștientizeze necesitatea protejării pământului, atât pentru prezent cât și pentru generațiile viitoare. Printre evenimentele organizate anul acesta de Centrul de Informare Europa Mioveni, amintim și Călătorind prin Europa, o oră de informare europeană în context non-formal, Ziua Europei și Învierea Domnului în suflet de copil.